slăvit să fie Domnul. El este mare. Ioan capitolul 6, versetul 37, 38 și 39. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Căci m-am coborât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-L înviez în ziua de apoi. Amin. Vă invit cu respect să reluați locurile, fraților și surori. La dumneavoastră în urmă cu aproximativ 18 ani. Atunci eram un student în Cluj și țin minte că cineva din America, o familie de prieteni, m-a rugat să vin aici în zona voastră la Dornești. Erau acolo o fată sau două, nu mai rețin, dar cred că erau două fete bolnave, una era pe cărucior și trebuia să aduc niște bani. Gândiți-vă cât de greu mi-a fost. Am venit cu trenul, aveam o singură geacă pe mine și banii nu erau aici. N-am putut să dorm deloc. Inclus și până aici, măcar că era noapte, mă tot uitam să văd dacă mai am multe bani aici. Era o sumă destul de mare. Și după ce am mers și am rezolvat problema acolo, am găsit la familia Colibaba, Domnul se binecuvinteze. Am ajuns împreună cu ei și cu sora Marie, era o soră Marie, nu știu dacă Domnul i-a mai dat viață, am ajuns pe la Straja, la sora Parasca și apoi am fost și aici la dumneavoastră în biserică și mă bucur să vă revăd fețele. Domnul să vă binecuvinteze. La noi în Albini, în Cluj, era și sora Dana Bodnar, a plecat în Carpat, s-a mutat. Domnul să-i binecuvinteze și familia ei, familia Bodnar. Și Domnul să binecuvinteze toată biserica. Fraților și surorilor, Cuvântul Sfânt de astăzi se referă la o temă destul de profundă, de adâncă, destul de interesantă pentru noi, cei care stăm înaintea cinei Domnului, înaintea acestei azime, acestei pâini, înaintea rodului viței, și anume expresia îndurării lui Dumnezeu. Haideți să vedem puțin expresia sau expresiile îndurării lui Dumnezeu. O să ne uităm puțin în Scriptură. Domnul mi-a pus pe inimă acest verset 37 în special, unde spune Domnul că pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Asta a fost o problemă, să știți, destul de mare pentru mine. Am crescut în familie de pocăiți. Am fost adus la casa Domnului încă de la grădiniță. Am fost împreună cu frații, am cântat în cor, cântam la tenor, atunci când eram mai mic, după aceea m-am mutat la bas. Și după aceea am plecat la Cluj și acolo am cântat în cor, am început să slujesc din Cuvântul lui Dumnezeu, mai cântam cu acordeonul, cu pianul, mergeam în misiune. Și la un moment dat a trebuit să îl întâlnesc pe Dumnezeu și l-am întâlnit, dar problema mea, care îmi frământa mintea și inima și toată ființa, era următoarea. Dacă Dumnezeu, pentru că am dat, știți, deci problema asta spinoasă a predestinării, dacă Dumnezeu pe mine, copil de pocăit, copil care am umblat în biserică, dacă Dumnezeu m-a predestinat să ajung în iad, vedeți, așa o gândire eronată am avut atunci, dar m-a frământat așa de mult diavolul, încât a zis, sigur, tu o să faci rușine Evangheliei și n-are rost să te botezi în apă, n-are rost să faci legământ cu Dumnezeu. Uită-te la tine cât ești de slab, uită-te la tine ce rău lucrezi în viața veșnică, în neprihănirea vieții veșnice. N-are rost să te complici, Dumnezeu nu se complică cu tine, Dumnezeu este sfânt. Dumnezeu este drept, Dumnezeu e mânios dacă tu greșești. N-are rost să faci pocăința de rușine. Și mă frământam așa de mult, fraților și oameni buni, încât la un moment dat m-am dus la cineva și l-am întrebat, zic, uite ce problemă am, eu nu mă pot boteza în apă. Dacă Dumnezeu m-a predestinat iadului, a zis, vai, rău gândești. De ce nu gândești invers, că Dumnezeu s-a
s-a gândit să-ți dăruiască raiul? De ce nu te gândești că Dumnezeu are ceva mai bun pentru tine decât iadul? De ce nu te duci să închei legământ cu Dumnezeu și să lași pe El să lucreze în tine neprihănirea? Că tu nu poți să faci din puterea ta nimic, dar lasă-L pe El. Și m-a convins Domnul prin acest om, m-am dus și am încheiat legământ cu Domnul, apoi Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt și am fost convins de adevărul acestui verset. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Și astăzi stăm înaintea trupului și sângelui Domnului. Și noi nu suntem prin noi înșine, înaintea lui Dumnezeu vrednici, ca să întindem mâna și să luăm bucătica de pâine. Nu suntem vrednici să ne atingem cu buzele noastre de rodul viței. Nu suntem vrednici de sângele, de legământul cu Hristos, de trupul Lui, ca să ne dăruiască vindecare. Dar, fraților și surorilor, uitați-vă aici la expresia îndurării lui Dumnezeu. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel, și aici te poți pune pe tine, pune-ți numele tău, pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară, zice Domnul. Slăvit să fie Domnul și slăvită îndurarea Lui. Mă uit în Scriptură și ne uităm, spuneam, expresia, o să vedem imediat ce înseamnă expresia îndurării divine, dacă vreți, revărsarea îndurării divine, asta înseamnă expresia îndurării lui Dumnezeu. Și ne uităm în Scriptură să vedem puțin niște clarificări terminologice. Ce înseamnă îndurare? Ce înseamnă îndurare? Latinescul îndurare înseamnă a face tare, a face dur. Dar vedeți, noi am dobândit și un alt sens în limba română. A demonstra mila, bunătatea inimii. Și m-am uitat puțin în Vechiul Testament și în original cuvântul îndurare apare în expresia hesed. Hesed care înseamnă bunătate, milă, bunătate iubitoare, iubire revărsată de Dumnezeu către noi. O să vedem imediat că îndurarea lui Dumnezeu și expresia îndurării lui Dumnezeu este calvarul, este jertfa, este crucea lui Hristos. Dar mă uit în Vechiul Testament și hesed, bunătatea, mila, bunătatea iubitoare, dragostea șertitoare, dragostea care se revarsă către noi, este expresia lui Dumnezeu. Dumnezeu o are aceasta. Și mă uit în Scriptură și există două feluri de îndurare. Odată, îndurare ca suferirea defectelor altora. Asta e o parte a îndurării. Zice Domnul în Matei 17:17, până când vă voi suferi? Cât timp mai trebuie să vă sufăr? Și asta e o îndurare, a îndura. Avem noi expresia asta, băi, zice omul ăla, e bolnav, măi, pe pat, atâta îndură omul ăla și atâta duce înainte boala, este o expresie, da. Dar expresia plenară și adevărată a îndurării este exercitarea sau revărsarea dragostei divine. Asta înseamnă îndurare. Și exemplific, ai un copil și copilul tău se duce afară, nu să se joace, și lasă să se joace, și are hainele curate, frumoase, spălate, miroasă bine hainele lui. Și tocmai ți-o plouat, nu? Și copilul tău se duce pe drum și găsește o băltoacă. Și începe să joace în băltoacă, dar vine altul și îl împinge în baltă. Și copilul tău cade în baltă și vine la tine cu noroiul spiroindu-te așa de pe haine. Și te uiți la el și vrei să iei nuieluța, să-i dai câteva, că nu te ascultă. Băi, nu te duci la apă. Te duci? Nu mă duc. Te las afară dacă nu te duci la apă. Dar el numai că s-o duc la apă. Dar o și căzut în apă. Dar nu numai că o căzut în apă. S-o mânji tot de noroi, nu? Și vine Dumnezeu ca tată din cer și îmi spune mie și spune ție să nu iei din pomul oprit, să nu te duci la băltoacă, să nu te duci să te mânjești. Că eu știu că dacă tu te duci acolo, te vei mânji. Nu te duci acolo. Și eu nu numai că nu-l ascult, mă duc și tot, mă mânjesc, tot, și vin la el.
și nu am altceva de făcut decât să-mi ridic mâinile ca și un copil neputincios și să zic, m-am pătat, m-am murdărit, m-am mânjit, ce pot să fac înaintea ta? Și Dumnezeu se uită la mine așa cum se uită tata la copilul mânjit în noroi și nu mai anuie lupta să mă lovească, că poate și flămând, și necăjit, și supărat. Și vine Dumnezeu, îmi dă hainele alea murdare ale păcatului, le aruncă undeva în groapa de gunoi a universului, le aruncă și îmi dăruiește o haină albă, o haină nouă, o viață nouă. Asta înseamnă îndurarea lui Dumnezeu. Asta înseamnă mila lui Dumnezeu, o milă inexplicabilă, o dragoste care se refarsă către mine și eu n-am niciun merit ca Dumnezeu să mi-o dăruiască. Asta este îndurarea lui Dumnezeu, lăudată să fie îndurarea Lui. Și suntem la cina Domnului și Apostolul Pavel vine și ne spune Duhul Sfânt prin El că nu putem lua în timp nevrednic din trupul și sângele Domnului. Asta e masa Domnului, asta e cina Domnului, asta e masa împărtășirii lui Hristos. Aici e paharul Domnului, nu pot să iau din paharul dracilor. Aici e pâinea Domnului, nu pot să iau din pâinea otrăvită a lumii. Și vine Domnul și îmi spune, pot să stai, Doamne, îmi pare rău. Eu astăzi n-am cum să iau din trupul și sângele Tău. Mă condamnă inima, ce pot să fac? Și vine Dumnezeu și spune, am păstrat pentru tine îndurare. Lăudat să fie Domnul nostru. Tot aici, la capitolul clarificări terminologice, da? Vreau să vă spun câteva chestiuni despre îndurare. Despre îndurare. Cât e de mare și de minunată îndurarea lui Dumnezeu. Psalmul 89:2. Dacă puteți să mă ajutați cu afișarea versetelor, ca să înțelegem puțin Psalmul 89:2. Aici ni se arată veșnicia îndurării. Căci zic, îndurarea are temelii veșnice, lăudat să fie Domnul, tare ca cerurile este credincioșia lui Dumnezeu. De fapt, în Scriptură, să știți, în Scriptură am găsit 5 lucruri care au temelii veșnice. Da? Este îndurarea lui Dumnezeu, este neprihănirea lui Dumnezeu, da? Este cetatea noului Ierusalim, care are temelii veșnice, este casa zidită pe stâncă, da, și este biserica lui Dumnezeu, stâlpul și temelia adevărului. 5 lucruri care au temelii veșnice, dar printre ele, îndurarea lui Dumnezeu. Dumnezeu astăzi, pentru tine și pentru mine, are o îndurare veșnică. Lăudat să fie Domnul! Al doilea lucru despre îndurare pe care ne-l spune Biblia, îndurarea este puternică. Deschidem la Psalmul 86 să vedeți cât e de tare îndurarea lui Dumnezeu. Și versetul 5 ne vorbește în mod extraordinar. Că Tu ești bun, Doamne! Și cum ești? Ești gata să ierți și ești plin de îndurare cu toți cei ce te cheamă. Versetul 15. Psalmistul citează pe Moise. Moise stă în crăpătura stâncii, da? Și dați, îl aude numele lui Dumnezeu. Dumnezeu trece pe lângă el, îl acoperă cu umbra mâinii lui. Și după ce trece pe lângă el, Moise aude glasul lui Dumnezeu care spune, Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate și în credincioșie. Și psalmistul preia acest cuvânt pe care Moise l-a auzit din gura lui Dumnezeu și îl comentează, face un comentariu prin Duhul Sfânt. Uitați-vă, versetul 16. Imediat ia psalmistul cuvântul îndurare și spune, Doamne, fă ceva cu mine. Îndreaptă privirile spre mine și ai milă de mine. Dă tărie robului tău și scapă pe fiul roabei tale. Fă un semn pentru mine ca să vadă vrăjmașii mei și să rămână de rușine. De ce? Îndură-te de mine. Nu pentru mine, nu pentru viața mea, pentru caracterul meu, pentru faptele mele, pentru gândurile mele. Nu, 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 nu. Pentru îndurarea ta. Că îndurarea ta este puternică. Îndurarea ta e așa de tare încât poate să mă ierte, să mă spele, să mă curățească. Și în ziua aceasta Domnul poate să te spele, lăudat să fie El. Îndurarea Lui este mare. Doamne, fii slăvit că îndurarea ta este extraordinar de mare. Pentru că îndurarea este veșnică, este puternică.
Îndurarea este abundentă. Psalmul 145:8. Îndurarea e abundentă, e bogată, e extraordinară. Domnul este milostiv și, atenție, plin de îndurare. E plin de îndurare. Știți ce înseamnă plin? Nu mai încape nimic. Și te uiți la un Dumnezeu care nu e atât, s-a cântat aici. Și să știți că multe cântări ar trebui un pic să le mai revizuim, în special compozitori. Tu ești Sfânt, 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 de trei ori Sfânt. Când zici despre un lucru că e de trei ori, știi că e atâta. 1, 2, 3. Dumnezeu nu e atâta. Că scrie în Apocalipsa că Dumnezeu este Sfânt, Cel ce era, Cel ce este, Cel ce vine. Vedeți? Sunt trei timpuri, trecut, prezent și viitor. Și încerc să se cânta Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, Cel ce era, Cel ce este, Cel ce vine. Asta înseamnă că la cele trei timpuri, în trecut, în prezent, în viitor, Dumnezeu e Sfânt și atât. Dar nu-i de trei ori Sfânt, fraților. Dumnezeu nu-i... Că poate vine cineva, zice eu, de patru ori Sfânt. Și atunci ești mai Sfânt ca Dumnezeu. Blasfemie! Dumnezeu nu este îndurător numai atâta. Dacă Dumnezeu e infinit, e nemărginit, înseamnă că îndurarea Lui, care îl umple, care umple ființa Lui, este nemărginită. Lăudați să fie Domnul! La noi în Cluj, pe Albine, avem un bătrânel, pe fratele Presecan. Și într-o zi l-a sunat un tânăr din Italia, foarte tulburat. Zice, am păcat la spirit, atâtea păcate am că nu cred că Dumnezeu mă mai iartă de păcatele mele. Zice, uite, am făcut asta, 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 și-o încep la telefon și spunea, nu mai cred că Dumnezeu mă poate ierta. Așa de păcătos sunt, nu mai cred în iertarea lui Dumnezeu. Și fratele a stat, s-a uitat și a zis, Doamne, ce să-i spun la omul ăsta? Uite că omul ăsta e pe buza prăpastiei. Ce pot să-i spun eu din partea ta? Și a venit un cuvânt de la Domnul și a zis, ascultă-mă, tânărule, dacă ai lua o balanță și ai pune-o în univers, între cer și pământ, și pe un braț, pe un taler al balanței, ai pune păcatele tale, și pe celălalt braț al balanței tale, ai pune sângele lui Hristos, înaintea lui Dumnezeu, ce trage mai greu la cântar? Păcatul tău sau sângele lui Hristos? Și tânărul a fost cercetat și a început să strige la telefon. Cred, 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 Iisus m-a iertat, Iisus m-a iertat, Iisus m-a iertat. Și a fost iertat și eliberat pe loc. Știți de ce? Îndurarea lui Dumnezeu e abundentă, fraților. Și mergem o idee mai jos, Psalmul 69, să vedeți cum este îndurarea lui Dumnezeu. Avem aici agonia unui suflet căzut în pătat. Psalmul 69, priviți puțin prin ochii credinței la David. Versetul 1, scapă-mă Dumnezeule, mi-a amenințat apele viața. 2, mă afund în noroi, nu mă mai pot ținea. Am căzut în prăpastie și dau apele peste mine. Gândiți-vă, puneți-vă în situație fizic să caz într-o prăpastie, nu? Te tot duci, te tot duci, nu știu câți metri în jos, dar te duci, te duci, te duci 100 de metri, 200 de metri, te tot duci. Și știi că pieirea e lângă tine, da? Asta era situația cu David, dar din punct de vedere spiritual. Nu mai pot strigând! Sunt înainte de ultima cădere! Mă zdrobesc, ajung pe fundul prăpastiei, mă zdrobesc de stânci și urlu, numai atâta pot să gem, să strig, ajutor, dacă mai apuc să spun asta. Și mă tot duc, nu mai pot strigând, mi se usucă gâtlejul, mi se topesc ochii privind spre Dumnezeul meu. Și uitați-vă ce spune aici, versetul 14, scoate-mă din noroi ca să nu mă mai afund. Să fii zbăvit de vrăjmașii mei și din prăpastie. Iar aduce ideea de prăpastie. Să nu mai dea valurile peste mine, să nu mă înghită adâncul și să nu se închidă groapa peste mine. Ok, prăpastia are 100 de metri, să aibă 1000 de metri, să aibă 1000000 de metri, nu contează prăpastia păcatului tău. Te duci, te duci, dar undeva tot te oprești. Și David asta zice, adâncul mă înghite. Dar știi ce, Doamne? Scoate-mă Tu din noroi ca să nu se întâmple lucrul ăsta. Și versetul 16, David, știți la ce apelează? Ascultă-mă, Doamne, căci bunătatea Ta este nemărginită. Știți ce înseamnă nemărginită? Infinită. Eu mă duc la un kilometru.
sau la 1000 sau la 1 milion de kilometri în jos, în prăpastia păcatului, în iad. Dar vine bunătatea lui, îndurarea care e nemărginită și trece peste mine, jos, jos, jos de tot, în iadul cel mai de jos, iadul, iadul lui. Și mă scoate de acolo. De ce? Îndurarea lui Dumnezeu este veșnică. Îndurarea lui este puternică și îndurarea lui este abundentă, este infinită, lăudată să fie îndurarea lui Dumnezeu. Iertarea lui, grațierea lui, fraților. Se spune că Avram, asta zic pentru copii, să aibă și ei puțin în traista inimii. Se spune că Avram este o legendă evreiască. Nu scrie în Biblie, dar o spun pentru copii. Într-o seară, Avram iese la ușa cortului lui și vine un bețiv. Bună seara, te rog frumos, zice, găzduiește-mă în corturile tale. Și Avram la el, păi tu ești beat, mă, omule, mă. Eu sunt omul lui Dumnezeu, tu n-ai ce căuta un om bețiv la un om al lui Dumnezeu în casă. Du-te de aici și lasă-mă. Și intră Avram în cort. Asta e poveste evreiască, dar învățăm din ea. Intră Avram în cort și aude vocea lui Dumnezeu. Avrame, zice, eu l-am îndurat pe omul ăsta și am răbdat din cauza lui 54 de ani, 55 de ani. Atât are vârsta. Dar tu n-ai reușit o noapte să stai cu el în casă? Adică eu, ani de zile, zeci de ani, eu zic Dumnezeu lui Avram, am stat cu el și l-am răbdat pe omul ăsta și n-ai putut să răbdi o noapte? Și este Avram repede și zice, hei, hai înapoi! Și vine omul înapoi. Păi, zice, Dumnezeul meu mi-a zis să te găzduiesc noaptea aceasta. Hai, intră și asta este, hai, intră. El zice, bețivul către Avram, măi, dar bun Dumnezeu ai tu. Că Dumnezeul meu m-a pus să-ți dau foc la colibă în noaptea asta. Vedeți? Îndurare. Domnul ne cere și noi să fim îndurători. Ca și el. Dacă el îi rabdă pe oameni zeci de ani. Era un bătrân lângă Câmpia Turzii, avea 104 sau 105 ani, își lua bicicleta să se ia pe ea și se ducea la bar. Trăgea o beție și după aia venea tot clătinându-se pe lângă bicicleta acasă. Și oamenii din stat zice, băi, zice, i-a dat Dumnezeu la omul ăsta atâția ani, 104 ani, ca să margă să îmbete, nu. Dumnezeu ne dă viață și ne prelungește viața ca să ne pocăim. Nu vezi tu că îndurarea lui Dumnezeu și bunătatea lui te îndeamnă la ce? La pocăință? Dar cu împotrivirea inimii tale care nu vrea să pocăiască, îți aduni comoară de mânie în ziua aceea. În zona Aradului, asta o zic tot pentru copii și trece mai departe, în zona Aradului s-a întâlnit un frate bătrân, un om înțelept, un om al lui Dumnezeu, cu un ateu. Ateu să-ți bată joc de omul ăsta. Păi, zice, la voi în Biblie sunt atâtea neconcordanțe, atâtea lucruri care nu-s clare. Păi, zice, spune-mi un pic, domnule, zice, cât e mare Dumnezeu? Și răspunde bătrânul după Biblie. E așa de mare că umple cerul și pământul. Păi, mă, dacă umple Dumnezeu cerul și pământul, diavolul unde, mă? Că-i plin și cerul și pământul de Dumnezeu. Să uită bătrânul la el, zice, auzi, tu crezi în Dumnezeu? Nu cred. Diavolul în tine. Aveți? Diavolul în tine. Acolo e diavolul. Dumnezeu îmi plăcere și pământ. Mă întorc la textul nostru. Imaginile îndurării lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Aș putea să aduc măcar trei imagini. Este o imagine a unui om. E vorbit de rău în Numeri în capitolul 12. Și sora lui de corp vine și spune, soția ta e neagră. E neagră. Așa suntem noi când facem deosebire de culoare, de nu știu ce nou. Dumnezeu nu se uită la asta. Era la noi în Albini, pe vremuri venea un negru din Africa, îl chema Silver, și o soră bătrână care avea lucrări clare de la Domnul. Zice, frate, în timp ce Silver predica, am văzut în el, în interiorul lui, un om alb. Pielea lui era neagră, dar zice, omul alb era înăuntru, era omul duhovnicesc, era alb și curat. Ei, câți dintre noi n-au pielea frumoasă, așa, nu? O au și înăuntru, vai. Dar mă întorc. Vine sora lui Moise și vorbește despre soția lui că e etiopiancă, îi zice că e neagră, că nu-i frumoasă și începe să o bârfească. Și când o vorbește de rău, aude nu numai Moise, dar aude Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu
Dumnezeu. Aude când noi vorbim pe oamenii lui Dumnezeu de rău. Și Dumnezeu i-a zis cu alte cuvinte, nu-i nimic. Aia e neagră, pe tine te fac albă ca zăpada. Și-a umplut-o de lepră. Dumnezeu nu era destul de albă, trebuie să o umple de lepră. Să facem alb și negru, să facem contrastul maxim. A făcut-o, a umplut-o de lepră. Și-a trebuit 7 zile să stea poporul să se roage ca Dumnezeu să o ierte, mai întâi pe Maria, și apoi să-i redea sănătatea. Vedeți, acolo este o expresie care face trimitere la îndurarea lui Dumnezeu. Moise, e o expresie palidă a îndurării lui Dumnezeu, Moise însă era cel mai blând om de pe fața pământului. Păi frate și soră, pune-te în situația lui Moise. Să fie sora ta de corp, să fie din biserica ta, să fi crescut în aceeași familie ani de zile, să fi fost protectoarea ta, că gândiți-vă, Miriam se ducea să vadă dacă nu-l înghit crocodilii pe micul Moise care mergea pe Nil, mergea pe acolo. I-o purta grijă, se duce la fica lui Faraon, nu vrei să-ți aduc o doică, a dus-o pe maică sa, l-a iubit extraordinar. Și dintr-o dată să-ți facă ceva sora aia pe care o iubești și pe care, și care te-a iubit deosebit. Să-ți facă cel mai rău lucru de sub soare, să te vorbească de rău, să nu mai vrea să se întâlnească cu tine, să te bârfească la toată lumea, să-ți vorbească de rău familia și nevasta. Cum te-ai simțit? Și uitați-vă îndurarea lui Moise, pentru că Dumnezeu i-a dăruit-o pentru noi, să ne dea un exemplu. Moise zice, era cel mai blând om de pe fața pământului. De ce? Când a auzit că Dumnezeu a venit și a lovit-o pe femeia asta cu lepră, s-a pus pe genunchi, a început să postească, să se roage și să strige așa, Dumnezeule, te rog, vindec-o! Vedeți, asta înseamnă îndurare, asta înseamnă blândețe, asta înseamnă milă și iubire. Atunci când vezi că fratele de lângă tine ți-a făcut cel mai mare rău, du-te și fă-i cel mai mare bine, că acolo se ascunde îndurarea lui Dumnezeu. Tu trebuie să-i arăți, să-i demonstrezi îndurarea lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la lucrul acesta și să ne ferim, fraților, să vorbim de rău pe oamenii lui Dumnezeu. În urmă cu aproximativ 60 de ani, fratele Lazar din Borhanci, vă spun nume pe care voi nu le știți, în special tinerii, dar omul ăsta a fost un om al lui Dumnezeu care avea descoperiri extraordinare și avea dar de vindecare. Era la o seară de rugăciune și fratele Lazar din Borhanci, omul lui Dumnezeu, fratele Iacob Sumandea și fratele Ionel de la Heria, trei oameni, trei titani ai credinței, pionieri ai credinței din zona noastră, zona Clujului, a Mureșului, a Albei Iulii. Oamenii ăștia erau la o rugăciune și dintr-o dată a venit peste ei același gând de la Domnul. Vă duceți și vă rugați pentru sora de acolo, Domnul în seara asta vrea să dea dar de prorocie. Și s-au pornit. Fratele Lazar n-a putut să treacă printre oameni, erau foarte mulți. L-a luat Duhul Domnului pe sus, l-a dus așa pe deasupra oamenilor, da? A ajuns în locul respectiv și au început să se roage pentru femeia asta. În momentul când ei și-au pus mâinile, femeia s-a început să prorocească. Prorocia ei a fost în felul următor. Astăzi, în mijlocul vostru va veni un suflet care va trebui să se mărturisească. Dacă nu se va mărturisi ce a vorbit acasă, îl voi lovi cu moartea, îl voi coborî în locuința morților. N-a trecut mult, poate o jumătate de ceas, pe ușă au intrat niște bărbați care aduceau pe o targă pe un bărbat. Bărbatul ăsta era așa de bolnav, îi curgea sânge pe gură și pe nas și era aproape leșinat. Și imediat Duhul Sfânt prin sora asta, care tocmai primise darul de prorocie, strigă. Vorbește, bărbatule, și mărturisește ce ai spus în patul tău despre robul meu. Și omul ăsta s-a cutremurat, zice, dacă nu te voi coborî în locuința morților. S-a cutremurat și a început să vorbească. Este adevărat, vorbea așa. Este adevărat că am vorbit aseară împreună cu soția mea, eram în pat și am zis, da ce, numai prin Ionel de la Heria lucrează Domnul, nu sunt și alții. Și Dumnezeu a notat asta, fraților, că s-a vorbit contra unui om al lui Dumnezeu și Dumnezeu a vrut să-l omoare pe omul ăsta, să-l lovească cu moartea, pentru că a vorbit contra unui om al lui Dumnezeu. Și atunci, frații, s-au rugat pentru omul respectiv și Domnul i-a dat viață. Omul s-a învățat să nu mai vorbească ceea ce nu trebuie vorbit. Mă întorc la textul nostru. Exemple din Vechiul Testament. Exemplul lui Moise.
exemplul lui David, gândiți-vă în 2 Samuel, David se apropie de casa lui Mefiboset și spune așa: vreau să demonstrez față de urmașii dușmanului meu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Îl iau de la loc de bar, din locul fără valoare, îl pun la mine la masă și va sta veșnic, toată viața lui va sta la masa mea. Asta este îndurarea lui Dumnezeu. Dar dacă vreți, Psalmul 136 este un compendiu al Vechiului Testament în care se vorbește despre îndurarea lui Dumnezeu. De 15 ori se vorbește despre îndurarea lui Dumnezeu. Lăudați pe Domnul că este bun, căci în veac ține îndurarea lui. Și sunt atâtea expresii ale îndurării divine aici. Îndurarea divină este atribut cardinal al lui Dumnezeu. Și uitați-vă, bunătatea e expresia îndurării sau a dragostei. Lăudați pe Domnul că este bun, căci în viață ține îndurarea lui. Apoi suveranitatea lui Dumnezeu, versetul 2, Dumnezeul Dumnezeilor, căci în viață ține îndurarea lui. Apoi găsim omnipotența lui Dumnezeu, versetul 4, pe cel ce singur face minuni, căci în viață ține îndurarea lui. Apoi găsim puterea lui de creator și la versetul 5 în jos spune: pe cel ce a făcut cerurile, pe cel ce a întins pământul, pe cel ce a făcut luminătorii, căci în viață ține îndurarea lui. Lăudat să fie Domnul, fraților! Îndurarea lui este veșnică. Și mă întorc în Noul Testament. Foarte important să înțelegem un lucru. Expresia, de aceea am ales singularul, expresia îndurării lui Dumnezeu este jertfa lui Hristos. După ce a vorbit, spune Evrei 1 cu 1, în multe feluri, în multe chipuri, în Vechiul Testament, prin proroci, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin cine? Prin Fiul, spune versetul următor, da? Care este întipărirea ființei, expresia îndurării lui Dumnezeu este Iisus Hristos, Domnul nostru. Lăudată să fie jertfa lui Hristos. Spunea Sfântul Ioan al Crucii: Dumnezeu a ales să vorbească în multe feluri și în multe chipuri. Făcea un comentariu la Evrei 1 cu 1. Dar dacă noi așteptăm să ne vorbească astăzi Dumnezeu, expresia maximă a îndurării, a iubirii, a dragostei lui Dumnezeu este Iisus Hristos, Domnul nostru. El nu mai are ce să-mi vorbească altceva. Nu vorbesc aici contra prorocilor, să știți că Dumnezeu ne vorbește la taina inimii, dar privitor la mântuirea noastră. Haideți să citim, fraților, sau să recitim versetul 38 și 39, ca să vedem expresia maximă a îndurării lui Dumnezeu. După ce spune Hristos: pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Dar de ce, Doamne? Căci m-am coborât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și care voia lui? Și voia celui ce m-a trimis este mântuirea. Uitați-vă, este o mântuire actuală în viața aceasta și este o mântuire finală prin învierea morților. Deci, vedeți, două expresii ale mântuirii. Mă salvează Domnul de trecut, de păcatul meu. Am o viață de sfințire continuă, un prezent continuu, dar viitorul mi-l rezervă Dumnezeu, un viitor strălucit, și anume învierea morților. Asta ne transmite versetul 39. Care e voia celui ce m-a trimis? Este unul, să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat, adică să vă mântuiesc pe voi din Rădăuț, din Biserica Betel, pe mine, din Cluj, pe frații din Detroit, pe ceilalți din sudul țării, din Dobrogea, pe tot trebuie Dumnezeu să-i mântuiască. Cum? Cum? Prin jertfa lui Hristos m-am coborât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Care e voia lui? Păi voia lui cu privire la voi este să vă mântuiască, cu privire la mine este să-mi dau viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Citați-vă partea a doua a versetului 39. Să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat, ci să-l înviez în ziua de apoi. Și asta e expresia finală a îndurării lui Dumnezeu. Iisus Hristos, Domnul Slavei.
există aici în textul nostru, să știți, Domnul Hristos face o aplicație practică la înmulțirea pâinilor, da? Merge pe un podiș, spune într-o parte a Evangheliilor, aici spune pe un munte, este un loc pustiu, se adună undeva la 5.000 de oameni. Filip, care era din zonă de acolo, e provocat de Hristos, și Filip e un fel de matematician care calculează, dar începe să scartine, nu mai ajunge hârtia, creionul, ce să facă, domnule? Sunt aici 5.000 de suflete, pe cum să le dau eu la 5.000 de suflete pâine, mâncare, măcar un pic? Hai să văd cât avem, păi avem 200 de dinari. Păi 200 de dinari împărțit la 5.000 de oameni, vine un dinar pe 25 de oameni. Cum cumpăr eu mâncare cu un dinar pentru 25 de oameni? N-am cum, Doamne! Și vine la Domnul Filip, matematicianul, da? Și începe să-i spună, nu se poate face absolut nimic, Doamne, avem 200 de dinari, nu ajung la atât, îmi pare rău, noi am trecut dincolo de posibilitățile noastre. Și vine celălalt, Andrei, și Andrei nu mai e matematician, Andrei este om credincios, ăsta crede în puterea lui Dumnezeu, și zice Andrei, Doamne, mulți copii și mulți oameni s-au adus în traista lor mâncare, dar este unul singur. La întrebarea ta, la provocarea ta, câte pâine aveți? A întrebat Domnul, câte pâine aveți? Păi se puteau aduna fraților, nu? Erau 5.000 de oameni. Ce credeți, că numai un copil a avut 5 pâini și 2 pești? Da, de unde? 5.000 de oameni, fiecare cu prestuca lui, fiecare cu pâinica lui, poate nu l-a avut tot, dar sigur 50% dintre ei l-a avut, dar le-au ținut, eu nu dau la nimeni, să nu fie cumva mie rău. Eu să mă simt comod, eu să fiu confortabil, eu nu dau la nimeni. Și ține omul pâinița pentru el și lansează Hristos, Domnul Fiul lui Dumnezeu, după 3 zile de predică, lansează provocarea. Cât de pâine aveți? Eu nu dau altul, eu nu dau, eu nu dau, nici nu dă. Cine un copil? 5 pâini, astea le dau toate Domnului. Mă, dar păstrează-ți măcar una. Nu, 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 eu le dau Domnului, eu îl iubesc pe Hristos. Și toate 5 pâini le pune în mâinile Domnului, 2 pești în mâinile Domnului și uitați-vă minunea. 1.000 de oameni mâncă dintr-o pâine, auziți? 5.000 de oameni din 5 pâini. 2.500 de oameni mănâncă dintr-un pește. Dar ce-a fost? Balenă? Vă dați seama ce-a fost acolo minunea lui Dumnezeu? Și după ce Hristos, Domnul, mulțește, ia 12 coșuri de fărâmituri și toarnă-le acum în traista copilului. Mai poți? Nu mai poți. Păi 12 coșuri de fărâmituri, luai o bucătică, îi puneai în traista și la plină, ca să se vadă minunea lui Dumnezeu și să ne demonstreze Domnul că în împărăția lui nu se face risipă, fraților. Nu se face risipă. Dar au trecut asta, da? Și se întâlnește Domnul, trece dincolo de mare, e minunea aceea cu traversarea mării și vin oameni și aleargă, și aleargă. Și uită oamenii la el, Doamne, mai dă-ne iară pâine. În comentariile lor la Talmud, în Talmudul lor scria foarte clar că dacă cineva va veni vreodată să pretindă că e Mesia, va trebui să coboare mană din cer. Să vadă ei că el coboară mană din cer. Sau, dacă a făcut o minune, să o facă a doua oară. Că s-ar putea prima să fie ceva, înșelăciune, înșelătorie, și atunci o fac a doua oară. Și acum aleargă oamenii ăștia și toți așteaptă și stau în jurul lui Hristos. Doamne, mai dă-ne pâine. Doamne, mai înmulțește-ne pâinea. Și Domnul se uită la ei și le spune, nu. Omul, să știți, asta o zic astăzi aici pentru că o spune Biblia, omul mântuit are parte de 3 pâini sau de 3 feluri de pâine. Este pâinea zilnică pe care o cerem în Tatăl nostru, pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi, și pâinea asta a fost înmulțită de Hristos Domnul acolo, în Ioan, în capitolul 5. Este pâinea spirituală despre care spune Domnul aici, adevărat vă spun că eu sunt pâinea vieții. Versetul 48. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în viață și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. E pâinea zilnică, da? Cea care o mâncăm în fiecare zi. E pâinea spirituală care este Hristos Domnul. Este în simbol, noi așa zicem, în simbol. Vine Dumnezeu și este simbolizat prin pâinea aceasta.
transubstanțiere, consubstanțiere sunt idei din exterior, nu de la noi. Noi credem că Domnul Hristos este prezent în chip simbolic în pâinea asta și în chip spiritual este prezent în adunare, pentru că e cina Domnului, El e prezent aici, lăudat să fie El. Dar ne întoarcem la cuvântul nostru. Este al treilea tip de pâine și anume pâinea consacrată sau sfințită. Ia slujitorul pâinea asta zilnică, pentru că acum când o vezi, e o pâine zilnică. O poate mânca oricine, o poate consuma oricine. Dar o ia slujitorul în mână, așa cum Hristos Domnul a luat-o în seara cinei, se roagă și cere lui Dumnezeu să coboare și să atingă această pâine și pâinea asta devine consacrată, sfințită. Este al treilea fel, al treilea tip de pâine. De aceea copiii n-au voie să ia din rodul viței sau din pâinea aceasta, pentru că e o pâine diferită, e o pâine sfințită în urma rugăciunii slujitorilor lui Dumnezeu. Mă întorc la textul nostru și pun punct. Recitesc versetul 37, pentru că mă leagă foarte mult versetul acesta. Îndurarea lui Dumnezeu. Tot ce îmi dă Tatăl, spune aici, va ajunge la mine. Și pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Era undeva la finalul anilor 1800, undeva către anii 1900, poate 1860-65, nu mai rețin clar data, era o femeie pe care Dumnezeu a cercetat într-un mod deosebit și semăna oarecum cu mine și ea, Charlotte Elliot o chema, ea se gândea dacă Dumnezeu are ceva de lucru cu ea sau nu are. Femeia asta era o cântăreață de muzică ușoară din lume și era frământată, a auzit Evanghelia, dar nu era sigură dacă se pocăiește sau nu. Dacă Dumnezeu nu mă primește, dacă Dumnezeu m-a respins, dacă Dumnezeu vrea să mă pedepsească cu iadul și a ajuns în frământările ei să renunțe la carieră, la scenă și să ajungă undeva într-o biserică la marginea unui oraș, o bisericuță mică, predica un bătrânel. Femeia asta stătea pe ultima bancă și era așa de frământată, n-auzea predică, n-auzea nimic. Doamne, Tu ai ceva cu mine sau vrei să mă condamni veșnic? Care-i problema mea? Te rog, vorbește-mi, Dumnezeule. Și se oprește bătrânelul din predică și întinde degetul și spune, ascultă ce-ți vorbește Domnul. Tot ce mi-a dat Tatăl și versetul ăsta va ajunge la mine. Și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Femeia asta a izbucnit. Aleluia! A început să cânte de bucurie. Și în cântarea ei și în bucuria ei s-a mărturisit înaintea lui Dumnezeu. Și a venit Duhul Sfânt peste ea și a compus prima ei cântare de suflet răscumpărat. Așa cum sunt